Sunt Camille Luxandar, sunt psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, iar astăzi aș vrea să vă împărtășesc câteva idei din ghidul teoriei polivagale, scrise de Stephen Porges, încât consider că practica din cabinet ar fi utilă și altor oameni, nu doar celor care accesează serviciile de psihoterapie. Am menționat de ghidul teoriei polivagale, este o carte apărută la editura Herald, în care apar niște elemente cumva uitate la nivel social, și anume starea de siguranță și coreglarea. Starea de siguranță este critică în a susține persoanele pentru a-și atinge potențialul maxim. În stare de siguranță noi ne putem dezvolta, în stare de siguranță noi ne putem conecta, în stare de siguranță noi putem fi fericiți și să ne simțim împliniți. În momentul în care nu ne simțim în siguranță, ființa, tot organismul merge către supraviețuire, iar în starea de supraviețuire nu apare starea de bine. Starea de bine apare în starea de relaxare, în momentul în care ne putem fi bine cu noi, bine cu ceilalți și bine cu lumea înconjurătoare. În cadrul teoriei polivagale mai este menționat și termenul de coreglare. Coreglarea este abilitatea noastră de a ne conecta cu ceilalți. Cumva un element uitat, un element scindat în contextul pandemic, este această nevoie de conectare cu cei din jurul nostru. Sistemele noastre nervoase sunt conectate, iar în momentul în care noi ne deconectăm de la ceilalți pentru a ne simți în siguranță, acest lucru duce la o depreciere a funcției noastre sociale, care mai departe se traduce într-o depreciere a stării noastre psihoemoționale. Ce este foarte clar în cartea Ghidul Teoriei Polivagale este felul în care este structurată această teorie, cum raționamentul poate ajuta o persoană să înțeleagă, raționamentul cărții poate ajuta o persoană să înțeleagă cât de importantă este conectarea pentru sănătatea mentală și cât de importantă este starea de siguranță. Alergăm în fiecare zi după stare de bine, însă nu atingem acea stare de bine, pentru că, de fapt, starea de bine nu este atinsă prin a alerga după lucruri, starea de bine este atinsă prin a simți, a ne simți, a fi în contact cu noi înșine. Starea de bine ține de cât de mult ne cunoaștem propriul organism și propriile reacții. Starea de bine ține de cât de sănătoase sunt relațiile din jurul nostru. Dacă ar fi să mai menționez ceva despre Ghidul Teoriei Polivagale, ar fi cât este aceasta de utilă pentru cei care își doresc să devină părinți sau cei care sunt părinți sau pentru cei care vor să își dezvolte relațiile de cuplu, încât această carte aduce în prim plan felul în care noi funcționăm în relații și felul în care noi putem acționa în relații astfel încât ele să fie satisfăcătoare. La urmă nu e vorba de a deveni părintele perfect sau partenerul perfect, dar ci de a deveni părintele sau partenerul suficient de bun, astfel încât celălalt să se simtă în siguranță cu mine, iar eu să mă simt în siguranță cu celălalt. Însă vă invit să cumpărați și să citiți cartea. Sunt sigură că veți găsi foarte multe elemente utile. De asemenea, am în mână și a doua carte de la editura Herald, este Partea practică a teoriei polivagale, scrisă de Dedlana, cum să ne recapătăm starea de bine, conectarea și siguranța. Vă invit să începeți prin a descoperi această teorie dezvoltată în peste 40 de ani și apoi să reușiți să vă conectați la sine și la celălalt. Numai bine!